Salut! În acest clip voi prezenta invertorul de sudare multiproces ProWeld Flux 932. Este un aparat compact, ultraportabil, destinat în special utilizării în micile ateliere sau în gospodărie. Cu acest invertor poți să sudezi folosind sârma cu de flux, un procedeu foarte ușor de învățat de către începători, cu ajutorul căruia se pot suda atât materiale groase cât și cele subțiri. Poți de asemenea să sudezi cu orice tip de electrozi înveliți până la 3,2 mm sau cu argon folosim procedeul lifting. Deoarece procedeul lifting este mai rar utilizat, fiind mai complicat și mai costisitor, accesoriile necesare trebuie achiziționate separat. În martie 2025, prețul de catalog al acestui aparat era de 500 de lei, însă acesta se poate modifica în timp. Invertorul vine într-o cutie din carton care conține următoarele elemente. Torța pentru sudare cu sârmă cu miez de flux, cablul cu cleștele port electrod, cablul cu cleștele de masă și invertorul multiproces ProWeld Flux 932. Pentru a începe lucrul, mai sunt necesare consumabilele și echipamentul de protecție. Torța pentru sudarea cu sârmă cu miez de flux este demontabilă și are lungimea de 210 cm. Aceasta este echipată cu o diuză de contact pentru sârmă de 0,8 mm la care se adaugă o diuză suplimentară de 0,9 mm. Cablul cu clește de masă are lungimea de 130 cm, iar cel cu clește port electrod are 160 cm. Și manualul cu instrucțiuni în limba română. În aceste imagini puteți să observați întreg setul de livrare al aparatului. Sârma de sudură cu miez de flux intră în torță prin mijlocul conectorului din cupru, iar comanda de pornire-oprire este transmisă de la butonul torței la aparat printr-un conector cu două fire. Aparatul este foarte compact, cântărind numai 3,7 kg, astfel că este ușor de transportat și de depozitat. Mânerul este solid și rabatabil. Carcasa este fabricată integral din oțel, cu elemente decorative din material plastic ignifug. Compartimentul pentru bobina de sârmă flux este în spatele acestui panou. În interior este sistemul de derulare. Acesta este format din suportul bobinei prevăzut cu piuriță rapidă și mecanismul de tractare. Rola tractoare este reversibilă și are profil V, potrivit pentru sârmă de 0,8, respectiv de 0,9 mm. Cu această piuliță se reglează apăsarea rolei presoare. Pe panoul lateral din partea opusă are o grilă de ventilație generoasă care alături de grila de pe panoul frontal și ventilatorul din spate ajută la răcirea aparatului în timpul lucrului. Sistemul de ventilație este automat, astfel că pornește doar în timpul lucrului sau când temperatura internă a aparatului este mare. Butonul de pornire și oprire se află în spatele aparatului. Alături de cablul de alimentare și de ventilatorul pentru răcirea forțată. Aparatul este prevăzut cu un encoder digital multifuncțional. Acesta permite preselectarea precisă, cu pas de unitate, a valorilor necesare diverselor aplicații. Pe panoul frontal mai avem display-ul și cele trei butoane de selecție, grila de ventilație, conectorul pentru borna pozitivă, conectorul de comandă al pistoletului de sudură cu sârmă flux, conectorul pentru borna minus și conectorul pentru borna negativă al pistoletului de sudură. În continuare, voi prezenta meniul și principalele funcții acestui aparat. Butonul din dreapta ecranului permite selectarea modurilor de lucru. Sunt posibile patru moduri de lucru, sinergetic și manual pentru sudarea cu sârmă flux și modurile MMA și lift TIG. În modul sinergetic, operatorul alege dacă crește sau scade puterea iar aparatul ajustează automat amperajul și tensiunea pentru cele mai bune rezultate. Butonul de sus, din stânga ecranului, permite selectarea grosimii sârmei cu miez de flux, 0,8 sau 0,9 mm. În modul sinergetic, parametrii aparatului se modifică automat, odată cu modificarea tipului de sârmă. În acest mod de lucru, amperajul poate fi reglat între 30 și 120 de amperi valoarea preselectată fiind indicată pe display. În modul manual, operatorul poate să ajusteze independent amperajul între 120 și 30 de amperi. Dacă apăsăm pe encoder, aparatul permite ajustarea tensiunii între 13,5 și 24 de volți. În modul manual, parametrii preselectați nu se modifică automat la schimbarea grosimii sârmei, așa cum se întâmplă în modul sinergetic. Dacă apăsăm lung pe encoder, aproximativ 2 secunde, aparatul ne permite să reglăm viteza sârmei. Aceasta este reglabilă între 1,5 și 6 metri pe minut, iar valoarea preselectată este afișată pe display. Viteza sârmei poate fi ajustată similar și în modul sinergetic. Apăsăm lung encoderul pentru a accesa meniul. Acum putem să reglăm viteza sârmei între 1,5 și 6 metri pe minut. Însă, în acest caz Amperajul și tensiunea vor fi ajustate automat de aparat pentru a se potrivi vitezei pe care am ales-o. Schimbăm procedeul de sudare în MMA. În acest mod, curentul de sudare poate fi reglat între 120 și 15 amperi, ceea ce înseamnă că se poate suda cu orice fel de electrozi înveliți cu grosimea de până la 3,2 mm. Aparatul este prevăzut și cu funcție antielectrocutare VRD, funcție ce se poate activa și dezactiva de la butonul din stânga jos. Ultimul procedeu de sudare disponibil pe acest aparat este sudarea Liftig. Curentul de sudare pentru Liftig se poate regla între 15 și 120 de ampere, valoarea preselectată fiind afișată pe display. Acum, haideți să vedem care este tensiunea la mersul în gol pentru procesul MMA. Cu funcția VRD dezactivată, am măsurat 56 de volți. Dacă activez funcția antielectrocutare VRD, tensiunea la mersul în gol scade la 17,8 volți. Am conectat o bucată de platbandă în locul electrodului pentru a nu produce accidental un arc electric, apoi am măsurat curentul maxim furnizat. În scurt circuit, curentul de sudare furnizat a atins 185 de amperi. Aparatul detectează lipsa arcului electric și oprește curentul ca să nu se lipească electrodul. Am setat metrul să afișeze valoarea maximă și am măsurat din nou. Valoarea maximă măsurată este de 188,5 amperi, cu aproape 70 de amperi peste ce 120 declarați de producător. Invertorul de sudare multiproces ProWeld Flux 932 este în primul rând un aparat de sudare cu sârmă flux, acesta fiind și procesul de sudare căruia îi voi acorda mai multă atenție pe parcursul acestui material. Aparatul utilizează bobine de sârmă cu diametru de 100 de mm, cunoscute și si ca bobine de 1 kg. Acum voi instala o bobină cu sârmă de 0,8 ProWeld E71T GS. Desfacem piulița de fixare a bobinei în suport. După cum puteți vedea, aceasta este o piuliță rapidă, care necesită doar un sfert de rotație pentru a fi deblocată sau blocată. Apoi scoatem șaiba din material plastic. Deblocăm și rabatăm rola presoare pentru a avea acces la mecanismul de tractare a sârmei. Introducem bobina de sârmă astfel încât capătul să se desfășoare în partea de jos, în linie cu mecanismul de tractare. Fixăm bobina cu șaiba și piulița rapidă. Verificăm dacă se rotește liber în suport, apoi desfacem capătul firului din bobină. În partea strâmbă și introducem sârma cu atenție prin sistemul de tractare. În cazul acestui aparat, firul trece prin interiorul conectorului bornei minus. La final, coborând și fixăm rola presoare. Observați în interiorul conectorului canalul pentru sârma de sudare. Strângeți întotdeauna ferm conectorii pentru a evita deteriorarea acestora în timpul lucrului. Acum conectăm comanda torței pentru sârmă flux. Înainte de a derula sârma prin torță, este recomandat să demontăm diuza de contact din cupru, deoarece sârma se poate agăța în aceasta. Vă reamintesc că în cazul sudării cu sârmă flux, torța se conectează la borna minus, iar cleștele de masă se conectează la borna plus. Acum aparatul este pregătit pentru lucru, astfel că vom face câteva teste. Vă rog însă să țineți cont că testele următoare sunt făcute de un sudor amator. Pentru a obține cele mai bune rezultate, trebuie să curățați bine piesele înainte de a începe. Amperajul în timpul lucrului oscilează între 80 și 100 de amperi, aparatul fiind setat pentru sârmă de 0,8 mm în modul automat sinergetic. Observați consumul redus de curent al acestui aparat, care nu depășește 2000 de W, fiind ideal pentru uzul casnic sau alimentat de la un generator cu putere mai mică, minim 4 kW. În timpul lucrului, în modul sinergetic, aparatul ajustează automat parametrii pentru cele mai bune rezultate. Arcul electric este stabil și nu are întreruperi. Sârma cu miez de flux depune zgură într-un mod asemănător cu sudarea cu electrozi înveliți, însă are multe avantaje în comparație cu sudarea cu sârmă plină și CO2 acest procedeu fiind mai ieftin, mai ușor de folosit și mai simplu de învățat de către începători. Datorită acoperirii cu zgură și a cantității mari de gaze degajate, acest procedeu poate fi folosit și în exterior, unde vântul ar putea afecta sudarea cu gaz protector. Așa arată cordonul de sudare cu sârmă flux de 0,8 mm și amperaj de sudare de aproximativ 90 de amperi. Aici se poate observa și adâncimea de penetrare a materialului cu aceste setări. vom rupe sudura ca să vedem și si mai bine cum arată cordonul de sudare. Pentru sârmă cu miez de flux de 0,1 mm, se recomandă un curent de sudare de până la 80 de amperi, care permite sudarea dintr-o singură trecere. A pieselor cu grosim de maxim 3-4 mm. Pentru grosim mai mari sunt necesare mai multe treceri. Aceasta este o probă cu piese ceva mai subțiri. Acum vom face o probă cu electrod bazic de 2,5 mm. Vom folosi aceeași polarizare ca și la flux, cu masa la borna plus și electrodul la minus. Însă aceasta nu este o regulă. Aparatul poate să sudeze atât cu polarizare directă, cât și cu polarizare inversă. Electrozii pe care i-am folosit au fost luați direct din pachet, fără uscare prealabilă. Trebuie să ținem cont că electrozii bazici sunt hidroscopici, absorbind natural umiditatea din aer ceea ce afectează calitatea sudurii, aprinderea și stabilitatea arcului electric. Chiar dacă aparatul este setat la 100 de amperi, acesta detectează automat instabilitatea arcului și suplimentează curentul de sudare. Acest proces se desfășoară complet automat, fără intervenția operatorului. Cu aparatul setat la 120 de amperi, vârful de amperaj în timpul lucrului urcă la peste 130 de amperi. Acum inversăm polaritatea. Vom conecta electrodul la plus și cleștele de masă la minus. Diferența între cele două moduri de lucru constă în dirijarea căldurii. Arcul electric concentrează 70% din căldură spre borna pozitivă. Astfel, pentru o penetrare mai adâncă a piesei, conectăm electrodul la minus, iar dacă dorim un cordon lat și mai puțin adânc, Conectăm electrodul la plus. Am redus curentul de sudare la 100 de amperi. Cu aceste setări, aparatul consumă aproximativ 2,6 kW. Din nou, un consum foarte mic potrivit pentru o gospodărie. Înroșirea electrodului la 100 de amperi demonstrează că puterea acestui aparat de 120 de amperi este suficientă pentru gospodării și mici atelier.